În această seară am pregătit un mesaj pe care l-am intitulat Între Sfințenie și Religie. Încerc în perioada aceasta de pandemie să-mi imaginez că foarte mulți oameni sunt acasă, în funcție de țara unde ne aflăm fiecare dintre noi. Și foarte probabil că stând mult pe net, la televizor, ascultând tot felul de documentare, având timp probabil că discutăm unii cu alții, folosind mijloacele de comunicare pe care le avem la îndemână, cu siguranță vine vorba și de subiectul religiei. Și aș vrea în seara aceasta să insist încă o dată asupra diferenței dintre sfințenie și religie. Dintre relația pe care un om o poate avea cu Dumnezeu în mod personal și despre religia pe care un om o poate avea prin naștere într-o țară creștină sau prin alegere personală datorită unor experiențe prin care trecând se hotărăște să-și manifeste într-un anumit fel mulțumirea față de Dumnezeu. Sfințenia este natura lui Dumnezeu în raport cu sine și condiția lui Dumnezeu pentru noi în raport cu noi. El spune, fiți sfinți, pentru că eu sunt sfânt. Sfințenia este împotriva naturii noastre, împotriva naturii umane, pentru că natura noastră este coruptă. De aceea, oamenilor le este peste mână să fie sfinți. Dimpotrivă, instinctele primare, înclinațiile noastre, toate sunt înspre păcat. De aceea, avem nevoie de o natură nouă prin Hristos, pentru ca să ne putem sfinți. Nu trebuie să înțelegeți că m-am referit la faptul că sfințirea este un lucru pe care noi îl putem realiza. Nu. Sfințenia ne este dată de Hristos în urma pocăinței, în sensul că El ne iartă toate păcatele trecutului și ne aduce la zi, ca și cum n-am făcut vreodată un păcat. Mai apoi, El pune Duhul Său peste noi și cuvântul Bibliei, acestea dându-ne puterea necesară, pentru ca să trăim în abstinență, să trăim în puritate și să fim sfinți. La fenomenul acesta spiritual de neînțeles se referă Hristos în Evanghelia după Ioan și Apostolul Pavel în epistolele Noului Testament, atunci când vorbesc despre nașterea din nou. Nașterea din nou, deși este un fenomen simplu, este totuși greu de înțeles. Religia este o alternativă digerabilă pentru oameni, motiv pentru care ei renunță la sfințenie. Religia înseamnă din când în când să faci ceva ce se încadrează în religia respectivă. După aceea ești liber, de pildă te duci la biserică. Acolo nu fumezi, nu înjuri, nu consumi alcool, nu te uiți după ce nu trebuie. Dar după ce pleci de la biserică, între două duminici, sau dacă nu mergi în fiecare duminică, între Paște și Crăciun, faci ce vrei. Aceasta se numește o religie. Însă sfințenia nu mai are legătură neapărat cu biserica, cu preotul, cu pastorul, cu părinții. Are legătură cu Dumnezeu. Este un lucru pe care îl cer lui Dumnezeu și pe care îl păstrezi cu ajutorul lui Dumnezeu. Este o chestiune personală, e o chestiune de conștiință, e o stare de puritate pe care o alegi. Omul poate să aleagă între a fura și între a nu fura, între a minți și a spune adevărul, între a comite adulter sau între a se abține de la această tendință. Și lista de păcate posibile poate continua. Celebra predică de pe munte rostită de Mântuitorul Iisus Hristos și prezentată de Evanghelistul Matei în capitolele 5, 6 și 7, Evanghelia după Matei fiind prima din Noul Testament, ne dezvăluie secretul spiritual potrivit căruia noi trebuie să percepem viața de sfințenie cu toate detaliile ei din perspectiva unui cititor al Bibliei, din perspectiva unui om născut din nou, din perspectiva unui cetățean al împărăției cerurilor sau a unui copil al lui Dumnezeu. Capitolul 6, de pildă, din Evanghelia după Matei, tratează relația spirituală a credinciosului cu Dumnezeu și avertizează asupra riscului atunci când practicile cele mai importante, practicile spirituale cele mai importante, sunt neglijate. De pildă, în prima parte a capitolului 6, în primele 18 versete, Mântuitorul ne avertizează cu privire la ispita afișării sfințeniei personale. Aceasta înseamnă mândrie, aceasta înseamnă
afișarea meritelor personale. Omul prin natura sa are tendința să-și etaleze meritele și acest defect funcționează inclusiv în lucrurile spirituale. Lucrul acesta, adică fenomenul acesta de a te lăuda, de a-ți etala meritele personale, este compatibil pe scena religiei, însă este absolut incompatibil din punct de vedere al sfințeniei personale. Mântuitorul Hristos spunea, luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor. Adică să nu încercați doar în fața oamenilor să fiți sfinți, pentru ca ei să vă vadă și să vă aprecieze. Alminteri, spunea Hristos, nu veți avea nicio răsplată în fața Tatălui vostru care este în ceruri. Și Hristos ne oferă în primele 18 versete ale capitolului 6 din Evanghelia după Matei trei posibile exprimări ale mândriei spirituale. Și primul dintre ele este indiscreția milosteniei. Uitați ce poruncă, uitați ce a spus Hristos în legătură cu milostenia. Milostenia este exprimarea milei și de obicei are legătură cu a-ți fi milă de cineva și a-i da ceea ce nu are. Spunea Hristos, când tu faci milostenie, nu suna din trâmbiță înaintea ta cum fac ipocriții în sinagogi sau pe ulițe, pe străzi, pentru ca să fie văzuți și slăviți de oameni. Adevărat vă spun că prin faptul că s-au lăudat în fața oamenilor și au luat răsplata. Dar tu când faci milostenie, să nu știe stânga de ce face dreapta. Cu siguranță și cel mai necititor de Biblie dintre noi a auzit cel puțin odată în viață despre această celebră expresie care se referă nici mai mult, nici mai puțin decât la discreția milosteniei. Faci un bine, nu te lăuda. Nu spune altuia cu intenția ca să demonstrezi ce bun ești. Pentru că în momentul în care cineva te apreciază pe pământ pentru un bine care l-ai făcut, pentru că tu te-ai afișat, intenționat ca să primești aprecierile oamenilor, ți-ai luat răsplata odată pentru un efort pe care l-ai făcut odată. Trebuie să remarcăm că milostenia sau binefacerea nu este tot una cu dernicia. Și să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Milostenia sau binefacerea trebuie să fie discrete, dărnicia are caracter public. Dărnicia înseamnă să faci un bine în public, poate că împreună cu alții, însă a-ți manifesta mila e o chestiune absolut personală. Lucrurile acestea sunt secrete, nu trebuie spuse, că dacă le spui, ți-ai luat răsplata prin faptul că alții au apreciat meritele pe care le-ai avut. Binefacerea înseamnă ai face bine unui om, ajuți un sărac, ajuți un prieten, ajuți pe cineva pe care îl vezi în nevoie și poți să-l ajuți. Nu spune nimănui să nu știe mâna asta de mâna cealaltă. Un al doilea lucru, pe lângă ceea ce am spus în primul rând, adică pe lângă discreție, pe lângă discreția milosteniei, un al doilea lucru, deci, este smerenia rugăciunii. Uitați ce spune Hristos. Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii cărora le place stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor pentru ca să fie văzuți de oameni. Și tu când te rogi, intră în odăița ta. Hristos continuă spunând, când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe ca și păgânii. Iată, dar în primul aspect al rugăciunii este personal. Intră în odăiță, roagă-te acolo și vorbește-i lui Dumnezeu. E între tine și el. Nu trebuie să știe oamenii ce faci tu atunci când nu-i interesează pe ei și atunci când spunându-le te-ai afișa și te-ai lăuda în fața lor. Al doilea aspect este eficiența rugăciunii. Nu bolborosiți aceleași vorbe. Adică nu este suficient să spuneți cuvinte fără rost, care nu se încadrează în contextul punctual în care te găsești, ci pur și simplu rostești vorbe, bolborosești ca păgânii. Hristos spune să nu vi se pară că dacă spuneți o mulțime de vorbe veți fi ascultați. Voi să nu vă asemănați cu genul acesta de oameni. Căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți. De prea multe ori rugăciunile noastre se referă la ceea ce putem să obținem, comercializând prezența lui Dumnezeu. În loc să se refere la ceea ce ar trebui să devenim, noi cerem în legătură cu ceea ce vrem să obținem. Apoi, pe lângă discreție și pe lângă
Rugăciune, smerenia rugăciunii, un al treilea lucru pe care Hristos în capitolul 6, în primele 18 versete din Matei, pe care ni-l indică, este bucuria apostolului. Discreția binefacerii. Să nu știe nimeni când faci un bine, dezobișnuiește-te să te lauzi. Observați că acum tot ce fac oamenii pun pe Facebook, am fost, am făcut, am dat. Nu este rău neapărat să spunem, dar întreb, de ce spui? Care este motivul pentru care spui? Ai un proiect cu mai mulți oameni? Atunci poate că se justifică, dar dacă ai făcut un bine, de ce trebuie să te știe tot internetul? E porunca lui Hristos din Matei capitolul 6, nu te lăuda cu ce ai făcut. Nu te prezenta ca un om care face eforturi pentru împărăția lui Dumnezeu, deși le faci. Fii discret în manifestarea milei și bunătății. Apoi, fii smerit în rugăciunea pe care o faci și fii bucuros în post. Uitați ce spune Hristos. Când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorâtă ca fățarnicii, care își sluțesc fețele ca să arate oamenilor că postesc. Adică iau atitudinea aia, îmi este așa de greu că n-am mâncat toată ziua și n-am băut apă și intenționat abordează această înfățișare fizică pentru că oamenii se întrebe, mă, arăți cam galeș, nu cumva postești? Da, postesc. E bine, nu faceți asta. Dacă riscul din prima categorie, discreția, este un risc în singurătate, cel de-al doilea este un risc în public. Misiunea și vocația bisericii este evangelizarea și ajutarea oamenilor. Apoi este maturizarea credincioșilor, dar și închinarea și părtășia bisericii. Observați, misiunea bisericii este evangelizarea și ajutarea oamenilor. Primul ajută sufletul, evangelizarea, și al doilea ajută trupul. Vorbeam mai devreme de binefacere, de dărnicie, de milostenie. Apoi este maturizarea credincioșilor, înarmați cu Evanghelia, și închinarea și părtășia bisericii. Termenul de secularism, care a apărut în ultimii zeci de ani, a fost folosit pentru prima oară în anul 1850 de către G.J. Koliek și se referă la un sistem ce interpretează viața pe principii luate din această lume fără să țină cont de credința în Dumnezeu. Mai târziu, ideile acestui Koliek au fost dezvoltate generând ateismul. Filozoful american Charles Taylor, spre exemplu, definește trei înțelesuri ale fenomenului numit secularizare. El spunea, prin secularism se înțelege absența referințelor spirituale din spațiul public, religioase din spațiul public. Acest fenomen are legătură cu separarea dintre politic și religios și totodată cu faptul că diverse sfere ale activității umane, economia, politica, cultura, educația, ies de sub tutela normelor și principiilor lui Dumnezeu, ale bisericii, ale religiei, ale spiritualității și devin autonome. Un al doilea înțeles pe care Charles Taylor îl menționa este faptul că secularismul desemnează scăderea influenței în societate, a credinței și a practicilor religioase. Vorbește împotriva religiei, împotriva spiritualității a lui Dumnezeu și a bisericii. Le discreditează. Și un al treilea înțeles, pentru o societate seculară, credința religioasă sau convingerea metafizică nu este o chestiune implicită, de la sine înțeleasă, ci este mai degrabă o problemă ce ține de alegerea personală a fiecărui individ. Stimați ascultători, lumea modernă este caracterizată de obicei ca operând cu criterii naturaliste, care respinge credința și transcendentul, preferând să privească lucrurile doar sub aspectul cercetării empirice, prin experiență și ale eficienței și pragmatismului. Când vorbim despre secularism, ne referim de obicei la trei lucruri: la separarea bisericii de stat, la privatizarea religiei ca și activitate publică a bisericii care devine privată și iese din public, și la pluralismul cultural. Pe această platformă ideologică, Dumnezeu a fost înlocuit cu natura. De pildă, părintele Dumitru Popescu a arătat că în procesul modern al secularizării este vorba de o întoarcere a interesului dinspre Dumnezeu spre om, dinspre cer spre pământ, dinspre eternitate spre trecător. De pildă, Eduard Schellenberg
a identificat patru momente ale secularizării în viața bisericii occidentale. Primul dintre ele este apariția orientării pe plan orizontal împotriva tradiției creștine care indica planul vertical. Oamenii au pierdut relația pe verticală cu Dumnezeu, pe care au neglijat-o, de care s-au înstrăinat și au abandonat-o și au cultivat doar relaționarea orizontală. Apoi, în al doilea rând, tendința agresivă de eliminare a dimensiunii supranaturale pe la sfârșitul secolului al XVI-lea, lucru înrudit cu punctul 3, care pune în evidență Revoluția franceză din secolul XVIII, 1700 și ceva, 80, care a avut drept scop eliminarea lui Dumnezeu și a bisericii din societate și din viețile oamenilor. Ultimul argument îl pune în evidență pe Kant, care a tras concluzia că Dumnezeu este un ideal transcendent, imposibil de dovedit, aceasta e perspectiva agnostică, imposibil de dovedit ori negat prin datele empirice, adică prin experiență, dincolo de ceea ce poate fi observabil prin știință. Așadar, este irelevant pentru viețuirea umană. Secularizarea implică globalizarea noii mișcări religioase, a individualismului, a terorismului și a războaielor ideologice. Globalizarea presupune trecerea de la economia de piață la societatea de piață, cu riscul de a aprecia totul exclusiv în funcție de performanțele economice. Cu alte cuvinte, totul devine religie financiară. Întregul glob pământesc s-a transformat într-o uriașă piață de bunuri materiale în care omul valorează atâți bani câți are în buzunar. Iată dar cum se creează discrepanța uriașă între bogați și săraci. Oamenii nu mai sunt importanți prin caracterul lor, prin natura lor, ci sunt importanți prin posesiunile lor. Rădăcinile secularizării se regăsesc în epoca iluministă. Voltaire, un mare dușman al creștinismului, urmat de Nietzsche, Marx, Lenin și toată pleiada. Aș vrea să prezint foarte succint 6 argumente în favoarea reîncreștinării creștinilor secularizați. Aceasta este o provocare pentru creștinii secularizați să se reîncreștineze în mod autentic. Iată dar cele 6 argumente. Primul dintre ele este argumentul credinței în Dumnezeu. Cunoscutul filozof român Petre Țuțea spunea: fără Dumnezeu, omul este un biet animal rațional, cuvântător, care vine din nimic și merge spre nimic. Argumentul moral. Iisus Hristos vine cu un principiu moral de bază: să te lepezi de tine însuți, de egoismul tău, de egolatria ta, pentru a le înlocui cu iubirea de Dumnezeu și în Dumnezeu să-ți iubești semenii. Nicolae Steinhardt, spre exemplu, spunea că atunci când îl cunoști pe Hristos, îți este rușine să mai greșești. Nu spune să păcătuiești, pentru că asta ar fi prea mult. Al treilea argument este cel economic. Asta înseamnă că principiul de bază divin este: feriți-vă de lăcomie. Feriți-vă de lăcomie și în continuare puteți face politică și economie pe care o doriți. Argumentul sociologic este cel cu numărul 4. Ce vreți voi să vă facă oamenii din societate, faceți-le voi mai întâi. La ce vă așteptați voi să vi se întâmple din partea altora, faceți-le voi mai întâi lor, să se întâmple mai întâi din partea voastră spre ei. Penultimul argument este istoric și pune în evidență creștinismul, rememorând faptul că a redat demnitatea femeii, a abolit sclavia, a construit spitale, școli, universități, grădinițe, creșe, a motivat la demnitate națională în fața invaziei musulmane și lista sigur că este foarte lungă. Argumentul mântuirii sufletului este cel de-al 6-lea. Vă aduc aminte ce spune Hristos în Evangheliile sinoptice, dar citez din Marcu capitolul 8. Ce-i folosește unui om să câștige lumea întreagă dacă își pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea un om în schimb pentru sufletul său? Stimați prieteni, haideți să gândim foarte practic. La ce-i folosește unui om să aibă toată lumea ca și proprietatea lui dacă acum îl înmormântăm? Poate un om bogat să mai aibă percepția, satisfacția, împlinirea că este bogat? Poate el să mai folosească banii lui? Nu. Sau, spune Biblia, ce ar putea omul să dea în schimb pentru sufletul lui? Profeții israelieni inspirați de Dumnezeu
au scris cele 39 de cărți ale Vechiului Testament și în mesajele lor au condamnat trei categorii de păcate. Sigur, au condamnat păcatul la modul general și păcatele la modul general, dar trei dintre păcatele acestea le-au condamnat într-un fel special. Primul dintre ele este idolatria. În vremea aceea, idolatria se manifesta ca fiind trădarea lui Dumnezeu pentru zeitățile Canaanului, zona unde ei locuiau, și ale națiunilor înconjurătoare. Orice lucru pe care îl iubești mai mult decât pe Dumnezeu se constituie într-un idol, indiferent dacă e cineva, o ființă sau ceva, un lucru. Asta presupune să-L iubești pe Dumnezeu mai mult decât pe oricine și pe orice. Pentru Moise, prorocul lui Dumnezeu din Vechiul Testament, pentru Moise, prezența lui Dumnezeu a fost atât de importantă încât pe drumul spre libertate a spus: Doamne, dacă Tu nu vii cu noi, nu vrem să mergem singuri mai departe. Primul act idolatru înregistrat în Biblie a fost în familia lui Iacov, la Betel, când a poruncit familiei lui să scoată idolii din mijlocul lor. Lucrul acesta îl găsim în Geneza, capitolul 35. Prima istorisire redată în Biblie în care Israel a fost angajat total în idolatrie, în închinarea vițelului de aur în timpul lui Moise pe muntele Sinai, regăsim fenomenul acesta, episodul acesta în a doua carte a Bibliei, în capitolul 32. Fundamentele acestea pentru viață și credință erau exprimate în a doua poruncă din Decalog: să nu-ți faci chip cioplit. Să nu-ți faci nicio înfățișare a lucrurilor care sunt în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai pe jos decât pământ, și să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, că Eu sunt Domnul Dumnezeul tău și Eu sunt un Dumnezeu gelos. Versetul 4 al capitolului 20. Biserica primară se împotrivea venerării idolilor cu cea mai mare responsabilitate și seriozitate. Idolatria este manifestarea necredinței în Dumnezeu, este explicația pedepselor divine. Regii evreilor sunt calificați buni sau răi doar pe motive religioase, adică dacă au distrus sau au introdus idolii în societatea israeliană. Gelozia lui Dumnezeu îl determină la acțiuni aspre. Aduceți-vă aminte ce spune unul dintre profeții mici, Naum: Dumnezeu este gelos și Dumnezeu se răzbună. Sigur că această afirmație vorbește despre o experiență pe care o poate avea un soț atunci când este trădat de soția lui infidelă, și Dumnezeu preia această imagine pe care noi oamenii o înțelegem ca ființe umane, ca experiență umană, și încearcă să ne facă să înțelegem că la fel suferă Dumnezeu atunci când omul care primește binecuvântarea, viața, aerul, apa de la Dumnezeu, el se închină în fața unui idol, care este o persoană pe care o iubește mai mult decât pe Dumnezeu sau un lucru pe care îl iubește mai mult decât pe Dumnezeu. Idolatria este concurenta închinării în fața lui Dumnezeu. Un idolatru nu se poate închina, iar un închinător nu poate să fie un idolatru. Pe lângă idolatrie, imoralitatea era al doilea lucru împotriva căruia profeții israelieni au vorbit mult și cu voce tare. Adulterul, perversiunile, imoralitatea sexuală în general a fost unul dintre păcatele condamnate de Dumnezeu în mod vehement. Omenirea are o istorie poligamă, însă creștinismul a creat o societate monogamă. Însă în ultima 100 de ani, 70 de ani, creștinismul a pierdut din influență în societățile occidentale. Motiv pentru care ne confruntăm cu o revenire la poligamie, la erotism și sexism. Libertatea dezvoltată în generația noastră tinde să elimine regulile morale, care regulile au fost pentru mii de ani un sistem social puternic și stabil. În ultimii 50 de ani, datorită industrializării, oamenii de la sate au migrat spre marile orașe. În ultimii 30 de ani, datorită deschiderii granițelor și pentru o viață mai bună, datorită internaționalizării sociale, românii au emigrat în țările occidentale. Însă acolo s-au confruntat cu un fenomen neîntâlnit până atunci: multiculturalismul, pluralismul religios, diversitatea, opționalitatea și alternativitatea. Lucrurile acestea
nu le aveam în România cu 30 de ani în urmă și nu le aveam la sat, în viața satului cu 50 de ani în urmă. Familia continua să-și dorească siguranța, stabilitatea și apartenența, însă pe de cealaltă parte a început să-și dorească schimbarea, libertatea, individualitatea. Apărând lumea virtuală, a apărut o nouă religie și a oferit oamenilor perspectiva mimării performanței și succesului, motiv pentru care falsitatea a început să înlocuiască naturalul și, în consecință, să expună familia și fidelitatea din familie. Instabilitatea și nesiguranța vieții de cuplu, infidelitatea și divorțurile au urâțit încet, dar sigur, instituția căsătoriei, prezentând-o din ce în ce mai neatractivă pentru generațiile tinere. Priviți, vă rog, în generația noastră, e ușor să observăm că tendința tinerilor de a se căsători este după vârsta de 25-30 de ani, iar mulți dintre ei nu se căsătoresc niciodată. Pe lângă idolatrie și imoralitate, profeții evrei vorbeau împotriva nedreptății sociale. Când vorbeau împotriva nedreptății sociale, se refereau la exploatarea săracului, a străinului, la nedreptatea lucrătorului, la avariție, la goana după îmbogățire prin mijloace necinstite, la apărarea răufăcătorului și la condamnarea nevinovatului, la cântarul strâmb, împotriva jafului și a minciunii, a înșelătoriei, a camătăi nedrepte, a neglijarea orfanului și văduvei. Toate acestea și multe altele au completat un tablou care, pe de o parte, sfida sfințenia lui Dumnezeu și provoca mânia sa aprinsă. Cunoscutul evanghelist american Billy Graham a spus în acest context: dacă Dumnezeu nu va pedepsi generațiile acestea, va trebui să-și ceară scuze de la orașele Sodoma și Gomora. Aș vrea să prezint acum trei dintre conceptele cele mai des întâlnite în Biblie, adică relația dintre ele, păcatul, legea și mântuirea. Atunci când citim Biblia, cel mai des vom întâlni noțiunea de păcat, noțiunea de lege, de poruncă, de regulă și noțiunea de mântuire a sufletului. Păcatul arată spre lege, legea arată spre Hristos, Hristos arată spre cer, înspre viața veșnică. Ce înseamnă că păcatul arată spre lege? Păcatul este încălcarea conștientă și voluntară, vă rog rețineți, și conștientă și voluntară, a legii lui Dumnezeu, indiferent că e vorba de comitere, a face ce nu e permis, sau omitere, a nu face ce este obligatoriu. Păcatul a apărut ca o infracțiune morală în urma apariției legii. De pildă, nu poți trece pe roșu la o intersecție unde nu există semafor. Nu poți fi acuzat de polițist că n-ai cedat trecerea la o intersecție unde nu există triunghiul care are simbolul cedează trecerea. În concluzie, păcatul a apărut atunci când a apărut legea. Nu puteai să minți înainte de a apărea legea, nu minți. Când Dumnezeu a spus lege, nu minți, de atunci a apărut posibilitatea, oportunitatea, potențialitatea ca să minți. Orice încălcare a legii este un păcat, încălcarea de comitere și de omitere deopotrivă. Așa se explică prezența păcatului. Oamenii sunt atrași să încalce legea prin comitere sau prin omitere. Încălcarea legii atrage însă pedeapsa. Dacă treci pe roșu, atunci vei fi amendat. Legea însă arată spre Hristos. Legea a avut rolul ca să pună în evidență păcatul oamenilor. Însă legea arată spre Hristos, legea ceremonială, civilă și morală. Legea identifică păcatul, însă nu-l poate ierta pentru că nici nu a avut rolul să-l ierte. Păcatul atrage pedeapsa care este moartea, fizică și spirituală în Eden și eternă în iad. Legea arată spre Hristos care poate ierta păcatul. Hristos a murit în locul nostru ca să ne scape de pedeapsa păcatului, adică de moarte, pentru că moartea este pedeapsa păcatului. Apoi, în al treilea rând, Hristos arată spre cer. Cerul este un loc fără păcat. Când omul a păcătuit, a fost eliminat din anturajul lui Dumnezeu. Religia nu-l poate duce pe om în cer, pentru că nu-i poate rezolva problema care e păcatul. Hristos îi rezolvă problema omului, de aceea îl va duce în cer. Hristos îi iartă trecutul și îi dă puterea să trăiască în abstinență în prezent.
Omul este iertat de trecutul lui prin Hristos care a murit pentru păcatele trecutului și este împuternicit în prezent cu roada Duhului. Aduceți-vă aminte de Galateni, capitolul 5, versetul 22. Și roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, cele 9 manifestări și ultima este înfrânarea poftelor. Iată dar prezența abstinenței. E o manifestare a oamenilor care sunt născuți din nou, a oamenilor care sunt născuți din nou din apă și din Duh. Apa fiind cuvântul, iar Duhul fiind Duhul cu dămare. Încă trăim acum în prezența păcatului și uneori suntem afectați de puterea păcatului, însă am fost scoși pe deplin când ne-am pocăit și am crezut în Hristos de pedeapsa păcatului. Hristos ne-a scos de sub pedeapsa păcatului, de aceea nu o să mai mergem în închisoare, în iad. Mântuirea sufletului realizată de Hristos se primește în dar, prin credința omului păcătos. Credința este definită în dex ca fiind faptul de a crede în adevărul unui lucru, ca fiind o convingere, o siguranță, o certitudine. Victor Hugo, spre exemplu, spunea că cine nu crede în nimic este capabil de orice. Ce adânc e afirmația aceasta și înspăimântător de adevărat. Adevărul este că e mai ușor să negi lucrurile decât să te informezi despre ele. De pildă, dacă vreți să aduc un exemplu din Evanghelie, când Lazar a murit, Lazar care avea două surori, Maria și Marta, familie care trăia în Betania, la câțiva kilometri de Ierusalim. Și Hristos de multe ori a fost găzduit în familia lor, pentru că atunci când mergea la Ierusalim, Betania era foarte aproape de Ierusalim. Iar în ultima săptămână, numită de noi săptămâna mare datorită intensității evenimentelor. E o terminologie care vorbește despre intensitatea evenimentului din ultima săptămână de viața lui Hristos. Hristos ziua venea în Ierusalim, dar noaptea se retrăgea în Betania, la Lazar, Maria și Marta. Este demn să remarcăm credința din viața surorilor lui Lazar. La un moment dat, Lazar se îmbolnăvește și moare. Și Hristos intenționat întârzie să ajungă în casa lor, așteptând ca el să moară. Pare ciudat, dar dacă cunoașteți raportul Scripturii, atunci știți despre ce vreau să vorbesc. Iar dacă nu-l cunoașteți, îmi ia doar câteva minute să spun. Hristos intenționat a întârziat, pentru că atunci când a ajuns cu inima frântă, Marta i-a zis Domnului Iisus, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Iată dar limitele credinței ei. Ea credea că dacă Iisus venea în timp ce era în viață, putea să-l vindece, dar acum dacă a murit, nu mai poate să-l învie. Credința ei este la timpul trecut, o credință a trecutului. Repet, pentru o mai bună înțelegere. Doamne, dacă ai fi fost în trecut aici, n-ar fi murit fratele meu. Aceasta se numește o credință de tipul ce bine ar fi fost dacă în trecut se întâmpla așa și așa. Perspectiva acestei credințe a trecutului este înmormântarea, nu învierea. Iar acest gen de credință este de fapt o filozofie de viață care pune în evidență fatalismul și ne spune că nu are rost să mai facem ceva pentru prezent dacă nu am făcut nimic pentru trecut. Cu alte cuvinte, dacă până acum nu ai rezolvat nimic pentru trecut, dacă până acum nu te-ai pocăit, nu te-ai mântuit, nu l-ai slujit pe Dumnezeu, în prezent nu mai poți să mai faci treaba asta. Asta este un fatalism. Apoi, observați că Mântuitorul îi spune Martei că Lazar va învia, iar ea dintr-o dată mai face o afirmație care pune în evidență o altă extremă. Prima afirmație a pus în evidență fatalismul, credința la timpul trecut. Însă de data aceasta, prin a doua afirmație, pune în evidență idealismul, adică credința la timpul viitor. Spune ea, știu că va învia în viitor, la înviere, în ziua de apoi. Aceasta se numește o credință de tipul într-o bună zi din viitor. Filozofia aceasta de viață este idealistă, spunându-ne că în prezent nu se mai poate face nimic, dar putem face în viitor. Iată dar care este riscul fatalismului și idealismului. Fatalismul spune, dacă n-ai făcut nimic în trecut, acum nu mai poți face. Iar idealismul spune, nu are rost să faci acum, că trebuie să faci în viitor. Cu alte cuvinte, acum nu te pocăi, nu te sfinți, nu te lăsa de prostii, nu te întoarce la Dumnezeu, nu te duce la școală. Cu alte cuvinte, în singurul timp
prezentul pe care îl avem la dispoziție, să nu faci nimic. Dacă n-ai făcut în trecut, să fii sănătos, ai pierdut. Dacă nu vei face în viitor, acum faci degeaba. Observați care este șoapta șarpelui, dacă îmi permite să iau imaginea din Eden care a înșelat-o pe Eva. Noi nu mai putem intra în trecut. În trecut nu mai putem să facem nimic. Și noi nu putem intra în viitor. Atunci când intrăm în mâine, el devine astăzi. Singura zi pe care o avem e prezentul. Dacă vrei să faci ceva, fă acum. Lasă trecutul, lasă viitorul. Fă acum. E singura zi pe care o ai. Și când vei intra în mâine, el va deveni astăzi. Iată dar însă că Marta ajunge să spună și realitatea. Marta a spus, și acum vorbim despre timpul prezent, despre credința la timpul prezent, dar și acum, în prezent, spune ea, știu că orice vei cere de la Dumnezeu îți va da. Aceasta este credința adevărată, autentică, reală. Credința de tipul acum, în prezent. Această filozofie de viață nu mai este fatalismul din trecut, nici idealismul din viitor, este realismul din prezent. Fii realist. Numai acum poți face ce vrei să faci. Nu mai poți să faci ieri, nu poți să faci mâine. Pentru că ziua aceasta este tot ce ai din partea lui Dumnezeu. Această filozofie de viață este realistă, spunându-ne că în prezent nu se mai poate face nimic. Ba da, spune că în prezent se poate face totul. Nu mai poți să faci în trecut și nici în viitor, dar în prezent poți face totul. Stimați prieteni, am vrut să împărtășesc cu dumneavoastră în această seară acest mesaj care a avut menirea să facă un pic de diferență între religie și între sfințenie. Religia ne pune în relație cu biserica, poate cu preotul sau pastorul, poate cu grupul de oameni credincioși din biserica pe care o frecventăm, dar nu neapărat în relație cu Dumnezeu, cu Biblia, cu rugăciunea, cu postul și mai ales cu abținerea voluntară și conștientă de la păcatele, de la ispitele și de la toate aplecările păcătoase cu care ne confruntăm. De cealaltă parte, sfințenia, sigur că ne pune în relație cu biserica pentru că frecventăm o biserică. Sigur că ne pune în relație cu pastorul și preotul pentru că îi ascultăm. Sigur că ne pune în relație cu cei credincioși fiindcă ne întâlnim cu ei, relaționăm. Dar în primul rând, sfințenia nu ne pune în relație cu oamenii, ne pune în relație cu Dumnezeu. E o relație spirituală. E o relație spirituală și o relație personală. Preotul nu te poate sfinți, nici pastorul. El te poate ajuta să faci lucrurile astea. El te poate învăța cum să faci lucrurile astea din Biblie, dar el nu le poate face. Pentru că sfințenia, pentru că iertarea păcatelor, pentru că împuternicirea, pentru că ascultarea rugăciunilor, pentru că depășirea naturalului printr-o atitudine supranaturală, iert doar harul lui Dumnezeu. Tocmai de aceea am vrut în predica din această seară să vă atrag atenția, stimați prieteni, dacă tot aveți inclinația să-L urmați pe Dumnezeu, dacă tot treceți drept niște oameni religioși, faceți pasul în direcția corectă și mergeți înspre Dumnezeu. Dumnezeu are o carte numită Biblia. Este singura. Dumnezeu are o casă numită Biserica. Este singura. Și aici nu mă refer la faptul că este o singură biserică. Eu nu spun acum lucruri de genul ăsta. Eu spun doar de faptul că noi suntem credincioși în mod personal în relația cu Dumnezeu, dar noi trebuie să ne manifestăm credința în momentele de închinare și părtășie cu alți credincioși ca și noi în biserică. Nu putem fi doar niște creștini ascunși. Nu putem fi niște creștini singuri și izolați. Dacă citim în Scriptură, Vechiul Testament este manifestarea națională a credinței în Dumnezeu. Religia era la nivel național. Un singur templu la Ierusalim și toată lumea mergea acolo. În Noul Testament, relația aceasta cu Dumnezeu la nivel național trece la nivel personal. Și fiecare om dintr-o relație personală cu Iisus Hristos, în care se încrede și căruia îi mărturisește păcatele pentru a fi iertat, îi mărturisește cu căință păcatele pentru a fi iertat, el păstrează și promovează o relație spirituală personală cu Iisus Hristos, care devine Mântuitorul și Domnul sufletului și vieții lui.
dar mântuit fiind, el face parte din biserica lui Iisus Hristos, care aici nu se mai referă la o clădire, ci la trupul spiritual al lui Iisus. Asta înseamnă la totalitatea credincioșilor. Biserica universală e totalitatea credincioșilor din toate locurile și din toate timpurile. Biserica mondială este totalitatea credincioșilor din timpul ăsta, dar din toate locurile. Iar biserica locală este clădirea de pe o stradă, e biserica de pe o stradă care se adună la o anumită adresă. Stimați prieteni, nu vreau să vorbesc cu dispreț sau ironie împotriva religiei. Vreau doar să vă spun că este inutilă. Pentru că ea nu ne pune în relație cu Dumnezeu care ne iartă păcatele, care ne mântuiește sufletul și care ne oferă intrarea în împărăția sa. Religia ne pune în relație cu oamenii și ne dă un sentiment fals că suntem meritoși, împingându-ne spre anumite automatisme religioase de a face, de a drege, mai ales când mergem la biserică, iar după aceea, Doamne, Doamne. Relația spirituală personală cu Dumnezeu nu are legătură cu luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă sau duminică, ci este un sabat continuu, este o odihnă continuă, este o închinare continuă în care intri și din care nu mai ieși, doar prin moarte sau prin răpire intri în împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Am vrut să încerc, deși este extrem de sensibilă și de complexă problematica aceasta, am vrut doar să încerc să fac un pic diferența între aceste două lucruri, știind că și eu m-am născut în România. Până la 21 de ani am fost parte din Biserica Ortodoxă, dar un ortodox nepracticant. Așa cum era cei mai mulți oameni din satul meu. Oamenii mergeau duminica la biserică, dacă era o înmormântare, mergeau în ziua înmormântării, dacă era o sărbătoare, mergeau în ziua sărbătorii, dar în toate celelalte zile din săptămână erau la alimentarea din sat, cooperativă, cum se spunea în vremea aceea, și fiecare bea până când aproape că se îmbăta, se făcea praf. Dar duminica mergea la biserică. Dumnezeu spune, unești sărbătoarea cu destrăbălarea. Aceasta nu este, poate fi religie, dar nu poate fi sfințenie. Sfințenie înseamnă în mod personal să te abții de la păcat. Știu, dacă nu ești în interiorul experienței, nu poți să înțelegi ce înseamnă să crezi, să te căiești și prin asta să fii născut din nou. Și născut din nou fiind, ai o nouă natură care e împuternicită de prezența Duhului și de puterea Scripturii. Ai altă calitate, altă competență, altă abilitate. Dar aceasta e un fel de taină pentru un om care n-a experimentat fenomenul convertirii, adică al schimbării, și pur și simplu din afara acestui fenomen, el vorbește fără să aibă habar despre ce se întâmplă în interiorul experienței nașterii din nou. Stimați prieteni, să nu lungesc vorba și să mă apropii de rugăciunea de final și cu ea să încheiem. În această seară am vrut să spun că lumea e plină de oameni religioși. În vremea Domnului Iisus erau fariseii, cărturarii, saducheii, erau foarte mulți oameni religioși, dar îl urau pe Hristos, îi disprețuiau pe săraci, erau aroganți, erau bogătani. Asta nu înseamnă că a fi bogat este rău. Am vrut numai să spun că s-a îmbogățit pe spinarea altora, iubeau banii și își foloseau banii ca să exploateze societatea și pe săraci. Asta am vrut să spun. A fi bogat nu e un defect, nu e o calitate, e doar o oportunitate, e doar o stare care trebuie gestionată cu multă maturitate. Dar nu vreau să intru în subiectul acesta. Am vrut în predica aceasta să vorbesc despre sfințenie, ca despre singurul lucru care te face asemănător cu Dumnezeu. Spun în încheiere ce spuneam în introducere. Fiți sfinți, pentru că eu sunt sfânt. Iar voi trebuie să redeveniți ca mine, trebuie să mă urmați, trebuie să stați în prezența mea, voi trebuie să limitați pe Hristos, să purtați chipul lui în voi. Nu vă imaginați o persoană din asta care se abține, plină de legi, de reguli, care stă într-un vârf de munte, nefericită, frustrată, nu. Creștinii sunt niște oameni normali, niște oameni fericiți, niște oameni satisfăcuți, niște oameni care se bucură de viața aceasta pe care o trăiesc cu Dumnezeu, primind iubirea Lui și manifestând către semeni iubirea Lui, dar au promisiunea vieții veșnice din partea lui Dumnezeu, nu pentru că sunt buni, ci pentru faptul că L-au acceptat în inima lor ca stăpân, mântuitor și domn pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și mântuitorul oamenilor.
pentru că am rostit predica aceasta care vorbește despre pocăință. Îmi asum faptul că printre cei care ascultă acum în direct sau vor asculta după aceea, predica aceasta pe Facebook și nu numai asta, orice predică care tratează subiectul pocăinței, Duhul Sfânt le poate cerceta inima și conștiința și ei pot primi această, pot conștientiza această chemare a lui Dumnezeu spre pocăință. Dacă dumneata care mă asculți, ești o persoană care niciodată nu a luat decizia să te întorci la Dumnezeu, căindu-te de păcatele făcute și încrezându-te în Hristosul lui Dumnezeu, care este Mesia, Iisus, atunci în seara asta te rog, întoarce-te la Dumnezeu. La vârsta de 21 de ani, eu am intrat pentru prima oară într-o biserică evanghelică din București, din Rahova, din curiozitate. La cinema m-am dus din curiozitate, la grădina zoologică m-am dus din curiozitate. Tot la fel m-am dus din curiozitate la biserica aceasta care era o biserică penticostală. În satul meu, pentru 21 de ani, în orașul meu Giurgiu, n-am știut că există biserici de pocăiți. Eu am crezut că toată România este ortodoxă. Când am intrat în biserica aceasta, nu erau, pereții erau curați, nu era fum de lumânări, era o lumină ca ziua. Oamenii erau îmbrăcați frumos, femeile stăteau separate de bărbați, au cântat câteva formații, era o liniște de plină, toată lumea stătea pe bancă, auzeai musca dacă era prezentă o muscă și la sfârșit, după mai multe rugăciuni și piese muzicale, s-a ridicat o persoană în vârstă, despre care am auzit mai târziu că este pastorul bisericii și pentru vreo 45 de minute a ținut o predică. N-a cântat-o, a rostit-o, a vorbit-o, a explicat-o, a proclamat-o. Pur și simplu mi s-a făcut pielea ca de găină, pentru că vorbele acelui om se înșurubau în sufletul meu și creau niște imagini. Mi-a să știți că vorbele în noi creează imagini și noi reținem imagini, nu cuvintele. Crea în mine un film, în mintea mea niște imagini pe care nu le-am avut niciodată în conștientul meu. Am înțeles în seara aceea că Dumnezeu nu este o putere doar, e o ființă, o persoană care are sentimente, care are voință și rațiune, care iubește și așteaptă să fie iubit. Am înțeles în seara aceea că noi oamenii suntem pur și simplu eliminați din prezența lui Dumnezeu datorită stilului de viață de dreptul incalificabil și noi trebuie să fim pedepsiți pentru păcatele pe care le facem. Dar din dragoste Dumnezeu a pus păcatele noastre asupra Fiului Său Iisus Hristos, care deja cu 2000 de ani în urmă a venit în lumea noastră și a asumat păcatele noastre, iar Dumnezeu i le-a imputat și El a trebuit să moară în locul nostru. Și acum omul poate fi iertat dacă îl primește în inimă pe Iisus, iar Iisus îl apără și a murit pentru el iertându-l de păcate. Când pastorul în seara aceea a întrebat, e cineva aici care vrea să scape de vinovăția păcatelor lui? Am știut că eu sunt omul acela. Când a întrebat, este cineva aici care vrea să mă rog pentru el și să fie iertat de Dumnezeu, nu datorită rugăciunii mele, ci datorită căinței și credinței lui, și eu am fost unul dintre oamenii aceia. Am ieșit în față, iar la sfârșit, când s-a încheiat rugăciunea, în jurul meu erau aproximativ 100 de oameni, printre care soția mea, proaspăta mea soție, ne căsătorisem de câteva luni. Așa a început relația spirituală, experiența vieții mele spirituale cu Dumnezeu. Înainte, 21 de ani, am fost un om religios. Mergeam la biserică la sărbători, mă închinam, îmi făceam semnul crucii când treceam prin fața bisericii și pe pernă. Am fost bine intenționat, dar n-am avut nicio cunoștință. Oricând am început să citesc Biblia, Biblia a creat cunoștință și cunoștința credință în mintea mea. Și prin credința aceasta am început să-L urmez, să-L servesc pe Dumnezeu și El să-mi elibereze trecutul de păcat, să mă elibereze pe mine de consecințele Lui și să-mi sfințească viața. Dragi prieteni, unde vă duceți cu păcatele la purtător? Sub provocarea acestor păcate care reclamă mânia lui Dumnezeu. Seara asta este potrivită ca să-ți predai viața lui Dumnezeu, să-L inviți pe Iisus să intre în inima dumitale ca Mântuitorul care îți iartă tot trecutul, toate păcatele și îți dă puterea să trăiești o viață demnă, urmându-L pe El și iubindu-I pe oameni. Vă invit din nou în încheiere să vă ridicați și să facem o rugăciune. Vă invit să vă rugați în inimile dumneavoastră. Tată care ești în ceruri,
Mulțumim pentru timpul acesta când am stat în prezența Ta și conștiința noastră, sufletul nostru au fost cercetate, Doamne, sfredelite de cuvântul din Biblie. Mulțumim că Tu ne cunoști nevoile și în dragostea pe care o ai față de noi, L-ai trimis pe Hristos, care să se încarce cu păcatele noastre și ai transferat asupra Lui toate păcatele pe care noi le-am făcut, în așa fel încât El a trebuit să moară pentru păcatele acestea, iar noi să rămânem liberi și fără păcat. Astăzi vrem ca să-L primim pe El în inima noastră ca pe Mântuitorul nostru. Doamne, dacă printre ascultătorii de astăzi sau de altă dată sunt persoane care se căiesc de păcatul lor în fața Ta, se încred în Tine ca Mântuitorul Iisus Hristos care ai venit să mor pentru păcate, iartă-i așa cum ai promis și fă-i copiii Tăi. Doamne, în seara aceasta, înainte să încheiem părtășia noastră pe care am avut-o unii cu alții în Duhul online, dar cu toții fiind în prezența Ta, îți mulțumim pentru cuvintele pe care ni le-ai dat, prin care ne-ai învățat, prin care ne-ai bucurat și ne-ai reasigurat că atunci când credem și ne pocăim, noi suntem copiii Tăi. Și de asemenea ne-ai învățat că nu o viață sporadică de religie ne poate salva pe noi, ci o viață constantă de sfințenie, prin puterea și prezența Ta în noi, ne poate sfinți și păstra în sfințenie până când ne vei lua la revenirea Ta în slavă și ne vei duce împreună cu sfinții în împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumim pentru acest har și pentru această mântuire, pentru Hristosul pe care L-ai trimis, pentru Duhul Sfânt și pentru Scriptura care ne-ai dat-o. Ne rugăm în încheiere, Doamne, aducându-ne aminte cu compasiune de oamenii bolnavi, în numele lui Iisus, care e Mântuitorul, ce a murit să ierte păcatele oamenilor și să vindece bolile, ne rugăm pentru toți cei care, ascultând rugăciunea aceasta și fiind parte din atmosfera ei, cred că Iisus poate să-i vindece de păcatele lor, pentru că sângele Său iartă păcatele și vindecă bolile. Te rog, iartă-i, Doamne! Iartă-i, mântuiește-i și binecuvintează-i cu îndurarea Ta. Încredințez toți oamenii aceștia în mâna Ta, îi încredințez cu dificultățile și bucuriile lor, cu familiile și cu viitorul lor și pun peste ei numele Tău care e puternic și glorios, că Tu ești singurul Dumnezeu viu și adevărat și ai toată autoritatea în cer și pe pământ. Sfințească-se numele Tău, Tată, precum în cer, așa și pe pământ. Amin.